Doamne, am să trăiesc această zi plin de recunoștința dărniciei Tale. Am să caut să nu mă depărtez de la sfânta smerenie, căci vreau să nu încetez a mă minuna de frumusețea creației Tale. Îți mulțumesc, prea bunule, pentru că m-ai binecuvântat cu oamenii buni din jurul meu și pentru că mă răsplătești pentru credința mea, cea care nu tremură în nicio clipă. Îți mulțumesc pentru că îmi împlinești rugăciunile și te rog să nu încetezi a mă asculta și a mă primi înaintea Ta. Dăruiește-mi, Doamne, astăzi sănătate pentru a Te putea sluji cu bucurie. Dăruiește-mi minte luminată și dreaptă judecată pentru a putea făptui numai cele ce sunt întru voia Ta. Și dăruiește-mi și petrecerea zilei fără lipsuri și fără supărare, pentru a putea da mărturie și celorlalți despre bunătatea Ta. Îmbracă-mi, Doamne, astăzi sufletul cu prea minunatul Tău acoperământ și găsește-mă biruitor în fața oricărei încercări. Amin. Fiul de Duh Sfânt, din Fecioară întrupat, Cel ce fără de prihană Te-ai pogorât printre noi și ne-ai spus că numai Tu ești calea, adevărul și viața. Nu mă lăsa astăzi fără îndrumarea Ta și lucrează Tu, Doamne, la împlinirea rugăciunilor mele. Luminează-mi ochii minții ca să mă pot bucura fără împiedicare de neajunsa frumusețe a creației Tale lumești și umple-mi sufletul de liniștea și de încrederea pe care o simt cei ce nădăjduiesc în Tine. Fii Tu, Doamne, și astăzi pentru mine izvor nesecat de milă și de îndurare și iartă-mi toate slăbiciunile și toate rătăcirile și îndreaptă-mă către poruncile Tale și către împărăția Ta, cea fără de veci. Amin.